Emisiune susținută de Asociația Maurer for You. Bună seara și bun găsit, dragi prieteni! Sunt Evelina Bevis și mă bucur să ne revedem la emisiunea Din Cărțile Lumii. O emisiune de tip întrebări și răspunsuri, în care dumneavoastră sunteți cei care de fiecare dată ne adresați întrebările, nelămuririle pe care le aveți, iar noi încercăm să oferim o perspectivă creștină asupra lucrurilor care să fie izvorâtă din cele mai mari cărți ale lumii scrise vreodată, și anume cărțile Bibliei. Ne puteți urmări atât pe toate rețelele de cablu din România, dar și pe internet, pe site-ul nostru a7tv.ro sau pe pagina A7TV de YouTube. Așteptăm să ne scrieți și de această dată întrebările pe care le aveți. O puteți face fie pe WhatsApp la numărul de telefon pe care îl găsiți afișat pe ecran, fie printr-un comentariu în live-ul de pe YouTube. Noi vom aduna toate aceste întrebări și cu prima ocazie în care vom înregistra, vom începe să oferim răspuns acestora, după cum vom face și în această seară cu întrebările pe care ni le-ați adresat în edițiile anterioare. Sunt fericită și recunoscătoare pentru că și de această dată este împreună cu noi și va oferi răspuns întrebărilor dumneavoastră colegul nostru, lector universitar dr. Cornel Dărvășan. Bună seara, Cornel! Bună seara, Evelina! Bună seara, doamnelor și domnilor! Suntem bucuroși să ne aflăm în fața dumneavoastră. Prima întrebare din această seară: ce spune Biblia despre bogăție și sărăcie? Spune multe despre bogăție și sărăcie. Rețin două aspecte. Știi, noi răspundem aici la întrebări cam cu ce ne rămâne în minte după ce am uitat tot. Biblia spune că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Da, iubirea de bani nu se referă neapărat la bogăție. Că poți să iubești banii și să fii sărac, și să fii zgârcit și să fii sărac și să-ți placă banii foarte mult. Biblia vorbește despre bogăție cum că al Domnului este pământul și tot ce este pe el. Omul bogat poate să aibă un succes în business, poate să se teamă de Dumnezeu, cum a fost Avram, cum a fost Iov. Nu știu câți dintre noi am putea să spunem cum a spus Iov: orbului eram ochi și șchiopului eram picior. Iată, oameni bogați care s-au temut de Dumnezeu. Pe de altă parte, Biblia spune că a nevoie va intra un bogat în împărăția lui Dumnezeu. În afară de acești doi mari bărbați, Avram și Iov, nu știm să fi fost foarte mulți bogați credincioși. De pildă, tânărul bogat, care n-a vrut să-L urmeze pe Iisus, a ratat cea mai importantă oportunitate a vieții sale. Dacă ar fi fost un antreprenor foarte priceput, și-ar fi dat seama că ăla e momentul pe care trebuie să-l exploateze. Despre sărăcie, Biblia spune că pe săraci îi vom avea întotdeauna cu noi în țară și sărăcia nu este neapărat un blestem de la Dumnezeu. Însă, bineînțeles că trebuie să muncim ca să trăim și să punem osul la treabă. Sunt însă familii care muncesc și ambii părinți muncesc și pe niște bani puțini abia supraviețuiesc în țara aceasta. Acum să sperăm că lucrurile se vor schimba în România în bine, deși săptămâna anul viitor se spune că va fi un an greu pentru România. Așadar, săraci vor fi și sărăcia nu înseamnă neapărat un blestem din partea lui Dumnezeu. Ce vreau să spun este că Psalmul 73 parcă inversează puțin lucrurile și zice că Asaf este un pic revoltat, că bogații o duc bine, mândria le slujește ca salbă, li se bulbucă ochii de grăsime și le merge bine și sunt necredincioși și degeaba m-am căznit să înțeleg aceste lucruri, că nu le-am priceput. Până la urmă, zice Asaf, am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am văzut soartea de la urma celor răi. Și atunci am înțeles cum stau lucrurile. Bogăția nu este o virtute, sărăcia nu este un blestem. Fiecare dintre noi putem să avem ups and downs, ridicări și coborâri pe scara aceasta socială. Când eram student, am avut o perioadă în care am mâncat pâine cu ulei și cu sare.
N-am mai avut de mult această perioadă. Însă pentru o pâine câștigată în mod cinstit, uneori muncim zi lumină ca să ne putem plăti întreținerea și cheltuielile. Și mai e un aspect important. Dacă noi înțelegem că toate darurile noastre, bogățiile noastre, vin de la Dumnezeu și suntem recunoscători, putem avea o inimă deschisă și putem avea o comuniune bună cu Dumnezeu. Dacă nu înțelegem lucrul acesta, putem avea mari deservicii în viața noastră personală. Adică am auzit pe cineva săptămâna trecută într-un interviu, un mare om bogat, care spunea: nu am cerut nimic de Dumnezeu, n-am nevoie de Dumnezeu. Înțeleg că n-ai nevoie, pentru că El, Dumnezeu, a lăsat lucrurile așa fel încât dacă tu vrei să spui bună dimineața, Doamne, să-i spui, dacă vrei să pleci la muncă fără să-L bagi în seamă, poți să pleci la muncă fără să-L bagi în seamă. Însă atunci când înțelegi că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el și înțelegi că tu, dacă ai, ești binecuvântat și trebuie să te gândești la cei care nu au. Sunt oameni, Evelina, citeam o statistică, să zicem că suntem 10 miliarde de oameni și averea lui Elon Musk este de 10 miliarde de dolari. Dacă ar da un miliard la fiecare om de pe mâna, de pe fața pământului, fiecare om ar avea un miliard de dolari. Am zis bine? Nu. Nu cred. Nu e bine. Cred că ar avea un dolar. Un dolar ar avea, da? Da. Nu știu cum am calculat că dacă te dea omul ăsta, să zicem, dacă ar da omul ăsta averea lui, ar fi ceva interesant, știi? Dar oricum, foarte puțini oameni dețin cea mai mare avere a planetei. Și dacă oamenii ăștia ar fi conștienți puțin de binecuvântarea lui Dumnezeu, poate că ar reuși să facă și proiecte de caritate ca să scoată lumea din sărăcie și să nu mai existe copii care merg la culcare flămânzi și să nu mai există atâta obezitate în lumea noastră, că noi mâncăm până nu mai putem, ne permitem. Știi că în Coreea de Nord nu prea există un singur gras în țară, președintele. Toți ceilalți săraci sunt silueți, că mănâncă puțin, n-au cum, n-au ce să mănânce. Așadar, bogatul să știe că tot ceea ce are este de la Dumnezeu și să înțeleagă că are o responsabilitate uriașă. Săracul să știe că dacă el este credincios și îl caută pe Dumnezeu, mâncarea și hrana mi sunt asigurate de Dumnezeu, și să vadă oportunitățile. Cred că am mai spus asta și eu pot să o spun cu multă responsabilitate. Dacă pe data de 11 iulie 2013 nu primeam de la Domnul un loc de muncă, mă duceam la spălătoria auto care era lângă noi și mă băgam spălător de mașini. Nimic nu este prea umilitor în viața aceasta atunci când vrei să muncești. Poți să fii un spălător de mașini de înaltă clasă și să ai coadă la mașini la tine. Dacă faci din această lucrare o lucrare frumoasă. Și oamenii vor simți că acolo este ceva deosebit în momentul în care te preocupi și vin și vin și vin și vin. Adică nu este nimic umilitor. Ai, domnule, ce să fac? Acum să mă duc să fiu femeie de serviciu? Și dacă te duci, ești femeie de serviciu, care e problema? Știi cât de important este să fii o femeie de serviciu conștientă și bună pentru o instituție sau pentru o casă? E foarte important să fii. Nici o muncă nu este umilitoare. Dar ce, să mă duc să sap cu ziua? Păi dacă asta este posibilitatea pe care ți-o oferă Dumnezeu astăzi, te duci și sap cu ziua, care e problema? Că a săpa cu plugul nu e atât de bine ca și a săpa cu hârlețul pentru o grădină la țară, spre exemplu. Da? E ceva deosebit acolo. Da? Deci, în concluzie, bogăția, binecuvântarea de la Dumnezeu, fie că vrei, fie că nu vrei să recunoști, care vine cu responsabilitate. Și trebuie să strămure inima, pentru că trebuie să sprijini și pe cei care nu au posibilitățile tale. Sărăcia este modalitatea prin care uneori Dumnezeu te poate trece ca să
poți să înțelegi dependența totală de El și pune mâna pe tot ceea ce îți oferă Dumnezeu, în așa fel încât să îl lauzi și după o zi în care ai câștigat 100 de lei, Evelina. Ce dacă am câștigat 100 de lei? Sunt oameni care trăiesc cu un euro pe zi și cu mai puțin de un euro pe zi. Așa că mulțumiți-vă cu ce aveți, zice Domnul. Asta nu înseamnă să renunți la a gândi strategic, business, coaching, nu înseamnă asta, ci înseamnă să fii mulțumitor. Și în momentul acesta să ai inima deschisă spre Dumnezeu. Fie că ești bogat, fie că ești sărac. Este greșit să ceri explicații lui Dumnezeu pentru lucruri pe care nu le înțeleg? Dragul meu, nu cred că este greșit. Cred că depinde de relația ta cu Dumnezeu. De multe ori și eu am întrebări, mă întreb, Doamne, dar de ce îngăduie chestia asta? Pentru că, uite, omul ăsta era așa și așa și... Sau, de ce trebuie acum să trec eu pe aici? Pentru că nu știu să trebuiască să îndrept ceva. Uneori știu de ce mi se întâmplă anumite lucruri, n-am vegheat sau nu am fost vigilent sau m-am pregătit superficial pentru un lucru, dar uneori nu înțeleg, știi? Și poate să intre un cui și într-o rată nouă. Nu trebuie să ai cauciucul neapărat uzat ca să-ți intre un cui în el. Însă, fiecare obstacol pe care îl întâlnești în viață, fiecare situație și chiar încercare extremă, dacă este îngăduit de Dumnezeu în viața ta, întreabă-te ce ai putea învăța din această experiență. Ce ai putea învăța? Mă fascinează în ultima vreme această literatură și experiențele deținuților politici, oamenilor care au fost închiși de regimul comunist, nu numai care au avut idei politice diferite, că toți erau băgați la grămadă la un moment dat, ci aceia care au suferit în mod special pentru credința lor în Domnul Hristos. Și țin minte că am văzut un interviu cu marele compozitor creștin Nicolae Moldoveanu. Nicolae Moldoveanu, un om absolut extraordinar al lui Dumnezeu, își bucura să-i cunosc familia, cumva printr-un concurs de împrejurări, să-i cunosc dacă mai trăiește cineva dintre copiii lui și așa mai departe. Omul acesta era un pic mai plinuț când a fost băgat la pușcărie, Evelina, și m-am gândit de foarte multe ori la această experiență pe care am auzit-o într-un interviu realizat de doamna Lucia Hosu Longin, Memorial Durerii, poate azi de această serie celebre de interviuri. A venit odată gardienii la ei și le-au spus pe burtă, pe burtă, toată lumea pe burtă, că își băteau joc de ei gardienii. Oamenii care erau în celulă au trebuit să se pună toți pe burtă, pe celula, pe cimentul rece, vă dați seama. Și el stătea pe burtă. Richard Wurmbrand, acolo în celulă cu el. Aia a ținut cât i-a ținut acolo pe burtă, râdeau ăștia. Și după o vreme, na, s-au gândit ei că totuși e prea mult. Na, hai, în picioare acum, în picioare. Toți erau tulburați, că, na, oamenii își băteau joc de ei, numai Nicolae Moldoveanu era plin de zâmbet și de... Și ăsta îl întreabă, vorba, ce râzi, mă, ce... La care este așa cu o satisfacție imensă, zice, am compus o cântare. Evelina, te-ai auzit? Am compus o cântare. Ce cântare? Și ăsta îi spune toate versurile și melodia. Așa încet, că n-aveai voie să... Deci, pe mine mă termină chestiile astea. Cum aș putea eu, ca să fiu nemulțumit, ca să mă frustrez că trebuie să trec printr-un spital, uite, la condiții de asepsie și antisepsie, da? Să mă operez sau știu eu ce. Cum aș putea eu să fiu frustrat când există atâția oameni care ne-au dat niște lecții de viață extraordinare, când au trecut prin cele mai mari suferințe. Nu știau părinții dacă ei mai trăiesc.
ani de zile în pușcărie, nu știau dacă mai trăiesc, nu primeau niciun pachet, nu primeau nicio scrisoare, nu primeau nimic. Și pe mine viața acestor oameni mă bulversează, pentru că mă gândesc, de multe ori sunt foarte frustrat și nemulțumit față de lucrurile care mi se întâmplă, sau de un șef care țipă la mine, sau... Nu, într-adevăr, noi vrem să-i cerem explicații lui Dumnezeu. Doamne, de ce? Doamne, așa? Însă atunci când stăm și privim lucrurile în profunzime, înțelegem că fiecare dramă pe care o trăim, da, este spre cizelarea noastră. Am predicat de curând, se poate găsi predica de la ora de rugăciune pe canalul meu de YouTube, se numește Nu te voi părăsi. Nu te voi părăsi. Pe baza textului din Evrei, capitolul 13, care zice, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi, zice Domnul. Și în predica aceasta evoc o frântură dintr-o emisiune de televiziune pe care am avut-o cu un invitat, care mi-a povestit că s-a dus la o înmormântare a unui copil de 25 de ani. Și povestea aia și zicea, ce o să-i spun eu mamei acestui copil? Ce o să-i spun mamei lui? Și când m-a apropiat și m-a văzut mama lui, care plângea așa cu o seninătate dezarmantă, zice, s-a uitat la mine mama și a spus, auzi, hai să spun ceva. Tu îți dai seama ce bun e Dumnezeu. Și eu când am auzit ce bun e Dumnezeu, m-am șocat. Să spun o mamă, în fața căreia se află un sicriu deschis, un copil de 25 de ani, zice, copilul ăsta nu trebuia să se nască. Copilul ăsta a venit ca un dar de la Dumnezeu. Și a zis, Doamne, dacă Tu îmi dai un copil, ți-l închin ție. Și zice, Dumnezeu mi l-a lăsat 25 de ani. Tu știi ce înseamnă să fi fost mama acestui copil 25 de ani? Ce binecuvântare a fost copilul ăsta pentru viața mea. Pentru... Și acum dacă Dumnezeu a îngăduit să plece, să mă supăr eu pe Dumnezeu. Deci mă termină chestiile astea, Evelina. Sunt lucruri reale. Oamenii care, trecând prin valea umbrei morții, prin necaz, prin suferință, își pleacă capul în smerenie și zic, Doamne, poate o să înțeleg într-o zi, dar am încredere în Tine, chiar dacă nu înțeleg. Da, cred că este natural să cerem socoteală uneori, așa cum Iov zicea Domnului în suferința lui. De ce atunci când s-a zis, s-a născut un copil de parte bărbătească, de ce nu m-ai omorât atunci să mă las să trăiesc așa mai departe? Sunt multe întrebări fără răspuns și nu cred că Dumnezeu se supără atunci când noi vorbim sincer despre trăirile noastre cu El, despre neîmplinirile noastre, despre întrebările noastre existențiale. Doamne, de ce trebuie să fac acum? Ce să învăț din treaba asta? Nu se supără Dumnezeu. Bineînțeles că trebuie să fim cu reverență, cu umilință. Dar de cele mai multe ori eu am văzut asta la oamenii credinței, Evelina, că oamenii aceștia nu au o atitudine aceasta de a ridica pumnul amenințător lui Dumnezeu și să-ți arăt că nu ascult, să-ți arăt că sunt revoltat până la maxim. Nu. Oamenii credinței își pleacă capul în ascultare, în smerenie și acceptă faptul că Dumnezeu a trecut pe acolo. E foarte greu, dar nu e imposibil. Cum îmi pot păstra credința într-o lume din ce în ce mai seculară? Prin printr-o viață ordonată, prin a renunța la distragere. Și nu spun un cuvânt nesemnificativ. Ți s-a întâmplat vreodată, Evelina, să cauți un număr de telefon și să te uiți pe telefon și dintr-o dată să vezi cine ți-a mai scris, să vezi ce notificări ai primit și soțul tău să zică, nu, îmi dai numărul ăla de telefon. A, stai că am și uitat de ce m-am uitat pe telefon. Nu? Tuturor ni se întâmplă să ne fure privirea, să ne distragă atenția de la lucrurile semnificative. Ce faci? Omor timpul.
toți stăm pe telefoane, în metrou, în, uneori și la volan, din păcate, da? Ce faci? Îmi omor timpul. Normal că în felul acesta, nu poți să ai o viață spirituală înaltă, pentru că sunt atâtea distrageri de la sensul nostru, încât uneori uităm care este drumul. De aceea consider că, la fel ca și în orice altă disciplină, unde dacă vrei să ai performanțe, trebuie să renunți la cât mai multe, distrageri. Da? Și în disciplina spiritualității trebuie să ai un focus. Vrei să ții credința? Foarte bine. Asta nu înseamnă că trebuie să o lălăi toată ziua pe coclauri, pe prostii, pe TikTok-uri, pe, știu eu, numai să treacă timpul și te trezești că, mamă, frate, atât a trecut. Cât e ceasul deja? Doamne, am venit la muncă și în loc să mai închei și eu o conversație cu soțul sau cu soția, stăm amândoi pe telefoane, așa. Nu se ajunge la performanță în felul acesta. Da, e bine să ne luăm momente de respiro, da? Însă nu trebuie să treacă o zi fără să ne rugăm profund. Și nu, cum zicea poetul Florin Lăiu, pentru că, iată, înaintăm cu pași repezi spre sfârșitul anului, are o poezie interesantă care se numește Un an laodicean. Și începe așa: stai lângă drum cu fruntea udă, din nou la capăt de ocol, și după încă un an de trudă ești tot sărac și orb și gol. Și mai zice el ce mai zice, și printre întrebări spune următorul vers care mă lovește direct în cap: ce viață ai de rugăciune, trei vorbe spuse lângă pat? Vrem să fim puternici, vrem să fim spirituali, vrem să fim împotriva săgeților arzătoare ale celui rău, să luăm pe stradă scutul credinței, să parăm, să nu ne distragă diavolul, dar noi nu ne rugăm pentru treaba asta. Pe mine mă fascinează experiența lui Petru. Și există un citat foarte interesant în cartea Viața lui Iisus, scrisă de Ellen White, care spune așa: că dacă Petru s-ar fi rugat în grădina Ghețemani, atunci când Iisus i-a zis vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, el n-ar fi fost luat pe nepregătite de acea slujnică care i-a zis și tu erai cu Iisus Galileanul. Ar fi fost pregătit sufletește să întâmpine această problemă și să stea demn. Și dacă am fost ce? Noi suntem servii lui, noi suntem reprezentanții lui. Și dacă vreți, ne omorâți pe toți care am fost cu el. Și omorâți și pe cei care au fost vindecați de el. Și luați pe toți, voi n-ați auzit niciodată un discurs al lui. Ia să auzim. Nimeni nu l-a auzit vorbind. Când au venit polițiștii aceia să îl prindă și au uitat pentru ce au venit și au zis la șefii lor, niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta. Nu vă dați seama că cel care este aici este nevinovat? Poate putea să spună aceste cuvinte. Dar frica, știi, pentru că nu sunt nepregătiți spirituali. Eu am văzut în viața mea, Evelina. Eu nu vin aici ca un tip care are toate lucrurile așezate în ordine în viața lui. Nu. Viața m-a trăit prin văi adânci, prin hăuri teribile. Și unii nici acum nu mă iartă, că tot îmi scriu. Ea vrea să mă justific de fiecare dată de ce vorbesc cu oamenilor din Biblie. Dar am un justificator în ceruri, care toate lucrurile le știe, da? Viața m-a trăit prin multe lucruri și văd în viața mea, și anume ce văd? Dacă nu fac din viața spirituală o disciplină ca aceea de a mânca pentru trupul meu, dacă nu fac din asta o regulă, nu sunt pregătit. Și anume, cum nu sunt pregătit? Mă enervează în trafic. Încep să dau înjurături pocăiești. Există și din asta. Unii au impresia că dacă înjur așa mai voalat, nu e așa de grav. Știi? Începe să-mi surge tensiunea. Uite ce mi-a zis. Uite că m-a umilit. Uite că nu știu ce. Uit focusul pe care l-am. Stai puțin. Ce treabă asta în virtutea misiunii pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie? Să fiu un om bun, să fiu un soț model, să fiu un tată cât mai bun.
ce toate șopârlițele astea și șoriceii ăștia care încearcă să roadă și ei ceva? Ce-s astea? Nimicuri. Dar nu, ne focusăm acolo și avem impresia că cineva ne vrea răul și că cineva ne urăște și că cineva cu tare. Și atunci suntem pregătiți. Ei, în momentul în care sunt pregătit și sunt disciplinat și nu merg la muncă fără să aud ceva din Sfânta Scriptură și să-l aud pe Apostolul Pavel, care știa că este un tembel la Roma. Un tembel cum conducea lumea de la vremea respectivă. Numit Nero. Și în timp ce Nero era la Roma și dădea vina pe creștini pentru tot ce se întâmpla, el zicea: am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Și când aud aceste cuvinte, acest stil de a vorbi, mă umplu de Duhul lui Dumnezeu. Și atunci vine unul care intră în față cu mașina și îi fac semn: intră frumos. Și vrea unul să se bage și zic, și el recunoscător îmi face cu farul. Pentru că văd lupta aceasta. Și vine șeful și îmi spune două cuvinte și eu știu despre ce e vorba. Cineva încearcă să mă destabilizeze. Și vine cineva și îmi spune un mesaj și dau seama că e altcineva care dă cu praștia acolo. Nu mă super pe piatra care lovește. E altcineva care trage cu praștia. Da? Ei, dacă nu am această disciplină spirituală, dacă nu sunt ancorat, și slavă Domnului că am și obligativitatea într-un fel, pentru că mi-am făcut în felul ăsta viața, în ultima vreme, obligativitatea de a citi pentru mine, de a citi și pentru alții. Și întotdeauna când citesc pentru alții, în primul rând citesc pentru mine. Când pregătesc un mesaj pentru alții, în primul rând îmi pregătesc pentru mine. Și atunci înțelegem că nu se poate fără disciplină. Vrei să ai o viață spirituală? Fii disciplinat. Dar nu pot să mă rog. Nu pot să mă rog. Ei bine, când nu poți să te rogi, spune Domnului: nu pot să mă rog. Cum? Uite așa, exact așa. Vine înaintea Domnului și spune: Doamne, nu am chef să mă rog. Sunt într-o stare de... pur și simplu nu vine să fac nimic. Nu vine să vorbesc cu tine. Nu vine... vreau să le iau toate așa, pur și simplu. Te rog frumos, uite-te în inima mea. Vezi că ăsta sunt. Ajută-mă să pot să-mi doresc din nou să mă rog. Ajută-mă să simt acea prezență a Duhului care să-mi conducă viața, care să mă ajute să discern care este binele, care este răul, cine mă atacă. Să nu crească ego-ul meu, ci să fiu un om smerit. Avem nevoie de asta. Avem nevoie de autodisciplină și de un program prin care Duhul lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră, să permitem Duhului și în felul acesta vom ajunge să avem performanțe, dar nu pentru mândria noastră, ci pur și simplu pentru pacea noastră sufletească, pentru că eu așa văd prezența lui Dumnezeu, ca o pace, ca un echilibru, nu ca o zbatere din aceasta, ca un pește pe uscat, ești tu creștin și te agiți. Nu, ai nevoie de echilibru, asta îți dă Dumnezeu, de o perspectivă, de o viziune. Un telespectator ne-a scris textul din Romani 5:13, căci înainte de lege păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege, și întreabă: deci dacă legea exista de la creațiune, cum explicați această afirmație pe care o face Pavel? Simplu. Înainte de lege păcatul era în lume, în sensul că înainte de darea legii pe Sinai, înainte de concretizarea în scris a celor 10 porunci, Evelina. Pentru că înainte de Exodul 20 există foarte multe dovezi ale Sfintelor Scripturi, cum că în protoistoria omenirii omul știa ce este păcat și ce nu este păcat. Adam știa ce era păcatul și ce nu era păcatul. Cain știa când Dumnezeu a zis: păcatul pândește la ușă. Vezi, tu să-l stăpânești. Adică dacă legea să nu ucizi n-ar fi existat, Cain n-ar fi putut fi tras la răspundere. Știi că se întâmplă un fenomen interesant în dreptul internațional și în dreptul românesc, nu numai. Știi care este marele,
sau marea provocare a juriștilor din România. Cum să nu lase ca infracționalitatea să preceadă legea? Pentru că sunt anumite domenii noi de viață. Uite, spre exemplu, cum e inteligența artificială. În urmă cu 10 ani nu ne puteam gândi la ce amploare va lua inteligența artificială. Și atunci sunt unii șmecheri care până se reglează legislația în legătură cu inteligența artificială reușesc să facă bani. Așa a fost, spre exemplu, în anii 90. Până s-a dat legea cu impozitarea, cu liberalizarea prețului și așa departe, în 90, mulți milionari au plecat la Turcia, au luat haine, fără factură și așa mai departe. S-au dus. Și atunci jurisdicția din România încearcă să țină pasul cu infracționalitatea și să dea legi care să limiteze infracționalitatea, da? Hei, Iosif știa că nu trebuie să culce cu nevasta lui Potifar. Deci acum aș putea să facă o roată de mână să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Noe știa că la 7 zile trebuie să dea drumul unui porumbel. De ce la 7 zile? Pentru că pe linia fiilor lui Dumnezeu, respectiv Adam, Set, celor care ascultau de Dumnezeu, se păstra ziua de odihnă, sabatul. Și după o săptămână în corabie, la sfârșitul zilei sabatului, Noe se putea gândi la o nouă săptămână de dea drumul porumbelului, să vedem are unde să se așeze și mai departe. A mai așteptat alte 7 zile și a dat drumul porumbelului. Când în Exodul 16 Dumnezeu i-a scos pe evrei din țara Egiptului, din casa robie, în Exodul 16 Dumnezeu începe să le dea mana în pustie, chiar e foarte important, le zice așa: mâine este sabatul, este ziua de odihnă, mâine nu va cădea mana. Vineri strângeți 2 omeri, în ziua pregătirii strângeți 2 porții, nu se va împuți, nu va făcea viermi. Domnul nu zice, mâine e o zi de odihnă pe care noi o numim sabat. Nu, nu, era o chestiune știută, doar pentru că ei în robie n-au mai putut să țină această zi. Unul dintre motivele pentru care Dumnezeu i-a scos din țara Egiptului a fost și să țină sabatul. De aceea zice Deuteronom capitolul 5, când se reia legea, Deuteronomos înseamnă a doua lege, da? Zice, adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara sabatului, de aceea te-a poruncit Dumnezeu, ți-a scos Dumnezeu de acolo cu mână tare și cu braț întins, ca să ții ziua de odihnă. Nu că ea n-ar fi existat, ci pentru că ea nu mai era ținută. Deci unul dintre motivele pentru care Domnul i-a scos pe israeliți din Egipt a fost și să păstreze ziua de închinare. Și i-a învățat cu 6 zile în care să cadă mană și în a 7-a zi nu cade mană. Și unii din popor în a 7-a zi au ieșit să strângă mană. Și Dumnezeu știe ce zice? Până când aveți de gând să ne ascultați de legile și poruncile mele? Dacă porunca cu privire la sabat ar fi fost dată doar atunci, în acel context, și ei n-ar fi știut deloc de ea, putea Dumnezeu să se supere că oamenii săraci n-au știut și au ieșit și în a 7-a zi? Nu, înseamnă că era cunoscută. Deci înainte de lege, păcatul era în lume. Și totuși păcatul nu este ținut atâta vreme cât nu există o lege. Ce fel de lege era? Era legea morală transmisă din generație în generație prin viu grai. În Geneza capitolul 26, primele versete spune cuvântul lui Dumnezeu, hai să văd exact, ca să nu mă fac de râs, citesc aici Geneza capitolul 26, ia ascultă, Evelina, ce spune Biblia despre Avram. Versetul 5, pentru că Avram a ascultat de porunca mea și a păzit ce am cerut, a păzit poruncile mele, orânduirile mele și legile mele. De la Geneza 1 la 26, nu sunt scrise aceste porunci, legi, orânduiri, dar Avram le știa. De unde le știa? Pentru că au fost transmise prin viu grai. N-aveau nevoie oamenii să scrie cărți atunci. Imaginați-vă că Adam avea o memorie în care știa toate dialogurile pe care le-a avut în viața lui. Ce nu știa Iacov, că nu trebuie să-l minte pe taicusul orb? Ce a zis numai că sa? Mamă, dacă mă prinde tata, o să mă blesteme. Și o să... La care Rebecca zice, păcatul acesta să fie peste mine, fiule. Blestemul să cadă asupra mea, du-te numai și fură binecuvântarea. Nu știa că e greșit? Știa. De aceea, singura explicație logică și plauzibilă este aceasta. Legea lui Dumnezeu exista în formă orală, iar în Exodul 20 a fost dată în formă scrisă printr-o intervenție genială a lui Dumnezeu, prin scrierea cu alfabetul ebraic. Și cine știa alfabetul știa să citească într-o vreme în care
hieroglifele și scrierea cuneiformă erau accesibile doar aristocrației, doar oamenilor din alta clasă, Dumnezeu dă o palmă acestui elitism, inventează alfabetul prin Moise, oamenii care știu literele, alef, bet, gimel, dalet, literele alfabetului ebraic. Am o bucurie, cred că mai zis, dar mai zic o dată. Una dintre cele mai frumoase cadouri pe care le-am primit în ultima vreme este o Torah tradusă în limba română, de la dreapta la stânga este. O prietenă de mea, doamna doctor Mădălina Brânzoi, mi-a făcut-o cadou. Ei sunt foarte recunoscător. Și are scrierea ebraică și din jos are și rostirea literelor ebraice cu litere latine și mi-aduc aminte de vremea în care am învățat ebraică la școală. Și este atât de frumos, citesc cu drag în această carte și văd anumite sensuri și explicații. Este extraordinar, da? Să înțelegi, să știi literele și tot ce era acolo. Dacă știi alfabetul, deja știi literele, da? Și poți să citești încet, încet, să formulezi cuvinte și așa mai departe. Deci, forma scrisă a avut loc atunci când Dumnezeu a dat tablele lui de piatră prin Moise, scrise cu degetul lui Dumnezeu. Nu l-a lăsat pe Moise să scrie. Dumnezeu a scris cu degetul său pe tablele de piatră, ceea ce este foarte important. Un telespectator ne-a întrebat de ce liderii religioși din România și din toată lumea tac atunci când minoritățile sexuale batjocoresc creștinismul. S-a întâmplat la Eurovision, la Olimpiadă, la sediul Uniunii Europene, la fotbal, pe paginile creștine de Facebook. Să fie răspunsul în Apocalipsa 18, versetele de la 2 până la 5. Apocalipsa 18, de la 2, spune că, să citim versetul 1, apoi a venit un alt înger și pământul s-a luminat de slava lui. El zicea cu glas tare: a căzut Babilonul, cetatea cea mare, a ajuns locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Apoi am auzit din cer un glas care zicea: ieșiți din mijlocul lor, poporul meu, ca să nu fiți loviți cu păcatele ei, cu urgiile ei, și ca să nu fiți părtași cu păcatele ei. Nu știu dacă acesta este motivul pentru care unii lideri creștini nu își manifestă dreptatea, dar nu toți, să știți, sunt unii care reacționează. Acum, uneori trebuie să fii foarte înțelept, pentru că lucrurile acestea sunt foarte sensibile. În ce sens sunt sensibile? Nu pentru că lezează o mare parte dintr-o comunitate care este cu alte valori decât comunitatea creștină. Întrebarea este: cum ar face Iisus? Cum ar face Iisus? De săptămâna trecută la proiectul Restart am avut un mesaj care s-a numit Fățărnicia de clasă. Iisus nu spune: vai de voi prostituatelor, vai de voi vameșilor, ci zice: vai de voi cărturași și farisei fățarnici. Cum ar proceda Iisus? Iar tolera pe oamenii ăștia? Iar face să se simtă prost? Sau le-ar crea un mediu sănătos în care să le arate că păcătosul este departe de casa tatălui, dar nu departe de inima tatălui? Aici este cheia. Că un comunicat se poate da foarte ușor. Noi nu susținem Pride Fest. Simplu. Se dă un comunicat. Ce impact are acesta? Da, credincioșii sunt bucuroși. Ok, dacă credincioșii sunt bucuroși, dă comunicatul ăsta în cel mai inteligent mod posibil. Cum ai putea totuși să câștigi astfel de oameni? Pentru că Evanghelia se adresează tuturor. Cred că am mai spus lucrul acesta. Am avut-o la emisiune pe doamna Margiana Isaia, care este și medic și lucrează undeva în California. Și mi-a spus că prin lege ei sunt obligați că dacă vine cineva
și vrea să-și accepte comportamentul acesta, deși sufletul lui zice că nu e bine, dar el vrea să-și accepte, tu ca psiholog și medic trebuie să-l ajut să-și accepte. Dar dacă cineva zice, domnule, eu am acest comportament, dar nu vreau să-l accept pentru că nu e bine și vă rog să mă ajutați să, așa, îl ajută și toți reușesc să se debaraseze de un astfel de comportament. Deci problema în fond nu este prin naștere, ci este prin alegere. Foarte dificilă situația aceasta. Mai ales că unii au fost abuzați de a ajuns în felul acesta și noi nu putem să-i băgăm pe toți într-o oală, să zicem, voi toți mergeți în iad, că așa vrem noi. De aceea, eu cred că trebuie multă înțelepciune și în același timp afirmate clar principiile Sfintelor Scripturi, însă în așa fel încât oamenii să găsească un petic de speranță că pot fi recuperați, că pot fi ajutați în orice situație trec ei. Bineînțeles că majoritatea dintre ei zic că n-au nicio problemă și că nu trebuie ajutați. Însă în tăcuta singurătatea sufletului lor să știi că sunt foarte mulți cu depresii, cu necazuri. Am făcut un studiu personal despre treaba asta, am scris o carte. Nu știu dacă va apărea vreodată, că am scris-o ca o teză de licență la Facultatea de Drept și care se numește Comunicarea și reguli de drept privat între norma biblică și societatea actuală. Și am luat 5 instituții. Contractul, moștenirea, logodna, căsătoria, divorțul, 5 instituții. Și le-am tratat din punct de vedere teologic și din punct de vedere juridic astăzi. Și la căsătorie, spre exemplu, am studiat câteva cărți despre acest fenomen. Și statisticile sunt îngrijorătoare, în sensul că ei suferă foarte mult, au mulți parteneri, au relații șoate, au gelozii furibunde, crime și așa mai departe. Și ceva nu e în regulă. Deci oamenii, în primul rând, trebuie ajutați și trebuie deschise linii telefonice în care, domnule, uite, dacă cineva are o problemă și vrea să discute cu cineva, să poate fi ajutați, nu neapărat tot timpul blamați și tot timpul arătați cu degetul. Da? Deci Dumnezeu să ne dea înțelepciune să putem să avem maturitatea să ridicăm pe oamenii care au nevoie de Hristos. În clinicile medicale private din România, dar și de multe ori la spitalele de stat, dacă ai bani te tratezi, dacă nu ai bani, de ce clinicile private sau sanatoriile creștine funcționează pe același principiu? Oare Iisus Hristos a condiționat vindecarea doar dacă omul avea bani? Biblia vorbește despre predicarea Evangheliei în toată lumea și despre vindecare prin credință, prin rugăciune. De ce creștinii tratează oamenii la fel ca ateii, prin medicina modernă și nu prin rugăciune, prin credință? Ce diferență este între noi și ei? Ar trebui ca odată sau la două luni în biserică oamenii să fie învățați cum să trăiască sănătos, cum să prevină bolile, să fie invitați oameni din afara bisericii. Nu contest medicina modernă, ne-a scris telespectatorul. Am fost și la nevoie am să merg la medic. Nu spun că totul ar trebui să fie pe gratis, dar ar trebui să se vadă diferența dintre noi și restul oamenilor, să se vadă că ne bazăm mai mult pe Dumnezeu decât pe oameni. Cred că telespectatorul nostru are dreptate în principiu. Mi-aduc aminte de o dramă întâmplată într-un spital creștin din California. În curtea spitalului era o statuie, de fapt un grup de statui care reprezentau pilda samaritanului milos. A venit o doamnă în urgență pentru că nu avea asigurare sau lălăit doctorii, a murit doamna respectivă. Soțul i-a intrat noaptea în curtea spitalului și a tăiat capul samaritanului milos. O mare lecție pentru spitalul respectiv, pentru lumea din zonă, că ei se pretindeau ca fiind samaritanii miloși. Cred că ar trebui să existe niște servicii de urgență în care să nu conteze în primul rând asigurarea sau neasigurarea. Uite, dar în România nu este așa ceva. În România există ceva.
în România încă funcționează această chestiune. Eu am lucrat 2 ani în sistem și vreau să spun, Evelina, că am lucrat cu medici care au tratat exact la fel pe cineva care n-avea bani și pe cineva care avea bani. Nu, în sală de operație nu exista. Lasă-mă pe ăsta că n-a dat nimica, hai să-l... Nu, n-a existat așa ceva. Da, și vorbim de anii 1995, sunt vechi. Evelina, eu sunt cam vechi. Da? Deci nu exista așa ceva. Așa că de o primă intervenție, urgență, ar trebui să aibă parte toți oamenii de pe pământul acesta și în mod special în spitalele creștine. Acum, lucrurile sunt complicate pentru că, în general, spitalele private sunt făcute cu bani mulți, nu bani de la stat, bani grei dați de oameni. Oamenii trebuie să își scoată într-un fel cheltuielile prin consultații, prin medici care trebuie să fie plătiți pentru actele pe care le fac. Cu toate acestea... Ce se susțină, autosusțină, da. Cred că trebuie statul nostru are dreptate și mai ales creștini ar trebui să fie aceia care, cel puțin, serviciile de urgență să le asigure într-un nivel extraordinar. Vreau să spun că sunt biserici creștine care au ca scop caritatea și preluarea bolnavului și rezolvarea lui în cele mai mici amănunte în ceea ce privește urgența. Sunt astfel de biserici. Dar trebuie să mergem în această direcție pentru că mai avem mult de recuperat. Și referitor la cum era o parte a întrebării cu vindecarea prin credință, prin rugăciune. Medicii, cred că sunt îngăduiți de Dumnezeu pentru a fi prelungirea mâinilor lui Dumnezeu în această viață. Nu cred că trebuie doar să ne rugăm și să mergem la medic. Cred că trebuie să ne rugăm și să mergem la medic. Și să ne rugăm Dumnezeu să ne conducă la medicul potrivit. Eu am trecut printr-o situație dramatică și într-o disperare soră cu moartea, m-am rugat în mod serios, dar nu așa, că Doamne ajută-mă să găsesc un doctor, cu tare, nu așa, ci eram între viață și moarte, într-un fel, chiar dacă nu simțeam, știam că se poate întâmpla teribil de grav. M-a rugat cu ardoare și zis, Doamne, te rog frumos, dacă mai ai un plan cu mine, ajută-mă să mă găsesc un medic. Ajută-mă să găsesc un doctor care să mă repare, pentru că era o problemă de știință. Uh-huh. Și după ce m-a rugat în mod serios, nu știu dacă n-am auzit, dar mi-a venit un gând să intru pe un forum medical unde se tratează aceeași problemă pe care o am eu. Am căutat forum medical, diagnosticul meu. Și am găsit. Eu fusesem deja operat de 2 ori. Și am găsit. Am fost operat de 3 ori până am ajuns la doctorul Sorin Andrei. Am fost operat de 7 ori până am ajuns la doctorul Sorin Andrei. Doctorul Sorin Andrei. Și m-am zis, cine e ăsta, Mesia? Și am dat un... De unde e doctorul ăsta? Și mi s-a spus, am dat telefon, m-am programat. Omul s-a uitat la mine... Îi voi purta veșnică recunoștință. El va auzi această emisiune. Îi trimit toate emisiunile noastre. S-a uitat la mine și zice, domnul Drăvășan, din asta se moare. Și am spus, știu, domnul doctor, dai amelea dumneavoastră. Aoleu, ce aveți aici? Zice, sunteți ars tot, vai de capul meu. Vă zic, dacă a fost o asistentă care mă pansa cu alcool în rană. Și de prost ce era, m-a chemat-o și acasă să-mi facă pansament după ce am ieșit din spital. Și zic, puteți face ceva? Și el a zis, cu ajutorul lui Dumnezeu încercăm. Și când a zis, cu ajutorul lui Dumnezeu încercăm, dar să știți că nu vă pot rezolva într-o singură intervenție, s-ar putea să fie nevoie de 2 sau mai multe. Am zis, de câte e nevoie, domnul doctor, sunt aici, gata să mă dau pe mâna dumneavoastră. Și, într-adevăr, 2 operații, m-a vindecat. Cu schimbarea totală a stilului de viață, mișcare, cu tot ce trebuia să fac. Ce vreau să spun însă este că așa cred că lucrează Dumnezeu, cu prelungirea mâinilor sale, cu doctori. Da, unele lucruri Dumnezeu le poate rezolva și instant, dacă alege lucrul acesta, dar uneori nu alege. Chiar dacă există oameni care se zice că au darul vindecării, vindecarea depinde direct de Dumnezeu.
Pavel spune, pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Cum adică l-a lăsat bolnav în Milet? Păi n-avea el darul tămăduirilor. Nu l-a vindecat el pe tatălui Publius în insula Malta, care avea friguri. N-a făcut el atâtea vindecări, apostolul Pavel. N-a zis unui olog, scoală-te drept în picioare, în Listra, și acela s-a sculat în picioare. Cum adică l-a lăsat bolnav în Milet? Da, uite, l-a lăsat bolnav în Milet. Pentru că Dumnezeu are planurile lui și noi nu putem să impunem lui Dumnezeu să ne vindece așa cum vrem noi. Da? De aceea uneori tu și la medic și nu te vindecă. Ai un coșmar. Facem tot ce depinde de noi, Evelina, și în același timp ne aruncăm în brațele lui Dumnezeu. Roagă-te și lucrează. Vă rog frumos, dacă puteți, să explicați Fapte 21, începând de la versetul 20 în jos, a scris Maria. Fapte 21, ia să vedem. Da, versetul 20. Când am ajuns la Ierusalim, să citim versetul 17. Frații ne-au primit cu bucurie. A doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov și toți prezbiterii s-au adunat acolo. După ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit cu deamănuntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin slujba lui. Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi au zis, vezi, frate, câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Dar ei au auzit despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise, să le zici să nu-și taie copiii împrejur, să nu trăiască potrivit obiceiurilor. Ce este de făcut? Negreșit, mulțimea are să se adune, că își vor auzi că ai venit. Deci fă ce-ți vom spune noi. Avem aici patru bărbați care au făcut o juruință. Ia-i cu tine, curățește-te împreună cu ei, cheltuiește tu și pentru ei, ca să-și radă capul. Și astfel vor cunoaște toți că nu este nimic adevărat din cele ce au auzit despre tine și că tu umbli tocmai după rânduială și păzești legea. Cu privire la neamurile care au crezut, noi am hotărât și le-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite idolilor de sânge, de dobitoace zgrumate și de curvie. Atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curățit, a intrat cu ei a doua zi în templu, ca să vestească sfârșitul zilor curățirii când se va aduce jertfă pentru fiecare dintre ei. Aici, dragi telespectatori, nu este altceva decât împlinirea cuvintelor pe care le-a spus apostolul Pavel, și anume, cu iudeu m-am făcut iudeu, cu grecul m-am făcut drept, ca să câștig pe cei mai mulți. Îți dau un exemplu. Dacă astăzi singura modalitate de a sta de vorbă cu cineva despre credință este că mă invite lângă el la un meci de fotbal, mă duc lângă el. Eu am jucat fotbal 5 ani de zile. Am fost și pe stadion. Dar m-am dezlipit de această chestiune. Nu știu dacă am mai văzut un meci în ultimii ani complet. Nu știu dacă am mai văzut. Dar de dragul acelui om care zice, hai lângă mine să stăm de vorbă puțin, mai uităm, mai stăm de vorbă, așa mai departe, m-aș duce. De ce m-aș duce? Nu pentru că iubesc fotbalul neapărat, ci ca să-l câștig pe omul acela. Am fost, nu cred că este un păcat să îți dorești să câștigi un om și să stai lângă el. Da, poți să-i impun niște lucruri. Acum, slavă Domnului că nu se mai fumează nici pe Stadionul Național. Dar poți să-i spun, uite, vin lângă tine, dacă nu mă fumi, că nu pot să suport treaba asta și îmi pare rău, dar nu pot să suport. Dacă pe mine m-ai băgat într-o cameră cu cineva care fumează, m-ai terminat în 5 minute, nu mai zbun de nimic. Nu știu cum am reușit în clasa 8-a, avea un profesor de matematică, fuma țigară de la țigară și am învățat matematică, dar mi-era foarte greu, foarte greu. Dar atunci, săracul de mine, eram destul de precoce, așa, și am reușit să duc chestia asta. Dar acum n-aș mai reuși la vârsta asta. Deci, apostolul Pavel face acest sacrificiu, nu vrea să se pună în contră cu frații lui, cu iudei, deși neamurilor le spune că nu trebuie să mai taie împrejur. Tăierea împrejur nu este nimic și netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Cu ocazia aceasta, totuși, hotărăște ca să câștige pe cei mai mulți dintre iudei, să le vorbească despre Iisus, și știa
ceea ce urmează în capitolul 22, povestește experiența lui de viață, cum, de ce a venit la Iisus. Dar dacă n-ar fi fost acest pasaj, n-ar fi ajuns să le vorbească în capitolul 22. Da? Mai avem câteva capitole din Cartea Faptele Apostolilor. O să reluăm, ca să avem toată Cartea Faptele Apostolilor predicată aici la A7 TV. Chiar am ajuns la capitolul 19, cred că. Da? Mai avem câteva capitole. Ei, de ce face asta Apostolul Pavel? Că iubea pe Hristos și ca să îl prezinte pe Hristos. Și iubea și oameni. Și iubea și oamenii aceia, da? Erau din neamul lui. Și ca să nu-și închidă o ușă, aoleo, ăsta nu crede nimic în ritualurile noastre de curățire, ăsta nu crede nimic, gata, s-a tâmpit de cap. El acceptă acest, așa zis, compromis, dar nu în sensul rău, da? Pentru ca să le predice oamenilor despre Iisus. Cum poate fi mântuit un ortodox care nu e născut din nou? Ne-a scris o telespectatoare. În viziunea mea, eu cred că un ortodox născut din nou pleacă într-o biserică vie cu învățătură sănătoasă, nu? Nu-mi vine să cred că stă unde este idolatrie și unde tradițiile, datinile și obiceiurile, care sunt în contradicție cu Biblia în proporție de 99%, sunt puse la egalitate sau chiar mai sus de cuvântul lui Dumnezeu. Nu judec, ne scrie, doar întreb ca să știu pe viitor, pentru că eu fac parte din categoria care crede că ortodoxii nu sunt mântuiți și, sincer, nu vreau să păcătuiesc. Stimată doamnă, subiectul dumneavoastră e unul simplu, și anume, Dumnezeu nu va mântui ortodoxi, adventiști, baptiști, penticostali. Dumnezeu va mântui nu biserici, nu denominațiuni, ci copii ai lui Dumnezeu, care în ziua finală se vor împărți în două cete, în răi și buni. Doar două cete sunt. Instituția nu ne mântuiește. Singurul care ne mântuiește este Domnul Iisus Hristos. De vreme ce un om îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, viața lui, așa cum ați spus, trebuie să intre pe un făgaș al înnoirii. Înnoire în minte, metanoia, nașterea din nou, un punct de la care viața lui spirituală se schimbă, se îndreaptă spre Domnul Hristos. Un om care îl va iubi pe Domnul Iisus Hristos va avea foarte multe transformări în viața lui. Va înțelege că Hristos este cel mai important, nu tradiție, nu obiceiuri, nu folclor, nu alte lucruri, ci Hristos. Și dacă ceea ce facem noi, practicile noastre de zi cu zi, ar intra în conflict cu Hristos, lăsăm practicile la o parte și alegem pe Hristos, și orice om care îl iubește sincer pe Hristos se va transforma după chipul și asemănarea Domnului Hristos. Și în funcție de inima lui deschisă, va progresa pe această cale a cunoașterii de Dumnezeu, și Dumnezeu este singurul care poate decide motivația sufletului său și calea pe care l-a pornit și cât de aproape este el de ideal. Pentru că poate că un frate ortodox are niște probleme teologice și doctrinale, dar poate că un frate neoprotestant, deși teoretic stă bine cu doctrina, stă prost cu minciuna și cu fățărnicia. Credeți că este diferență între cele două înaintea Domnului? Se pare că Domnul are o problemă mare cu fățărnicia. O, doamna Evelina, ce mă bucur că vă văd, ce mă bucur că sunteți la această emisiune. Și când te întorci cu spatele, zic, omule, frate, și Costa, mai stă, mai... Ce e mai odios? Nu este o râțenie teribilă a sufletului când face cineva așa ceva? Sau când gândește și zice, lasă că îl prostesc pe ăsta acum, ca după aia să mint fără nicio mustrare de cuget. Dragilor, să urmăm pe Hristos. Și eu sunt convins că atunci când Domnul Hristos este înaintea ochilor noștri, dar știți, nu Hristosul dogmatic, ci Hristosul Bibliei, viața noastră se schimbă după Domnul Iisus Hristos. Și atunci când viața se schimbă, renunțăm la lucrurile care sunt nepotrivite în viața noastră și ne îndreptăm spre Domnul Iisus Hristos. El este centrul. Este cel mai important lucru. De aceea nu aș merge pe linia aceasta denominațională. Ăsta e mântuit, ăsta nu e mântuit.
Da, un om care păcătuiește trebuie scos din păcat, zice îngerul către Fecioara Maria. Iată, din tine va ieși Fiul lui Dumnezeu care va mântui lumea din păcat. Din păcat, nu în păcat. Dumnezeu ne conștientizează dacă suntem în păcat și vrea să ne ridice de acolo, vrea să mergem înspre El. De aceea este foarte important să depășim barierele denominaționale și să ne îndreptăm inima spre Hristos. Este cea mai importantă realizare a vieții noastre. Nu spun că este rău să aparținem unei denominațiuni. Suntem foarte bine atunci când și alți creștini care merg în aceeași direcție cu noi ne sprijină, ne aduc... avem o comunitate care este în formare la proiectul Restart. Apropo, cu ajutorul lui Dumnezeu, vă invit de la ora 10 dimineață la proiectul Restart, în intrarea patrulei numărul 3A, aproape de Universitatea Hiperion. Puneți pe Waze Fundația City Care. Fundația City Care, veți vedea acolo o curte, în dreapta scrie Biserica Hillsong, în curând o să avem și o pancardă cu proiectul Restart. Intrarea este în stânga la etajul 1, avem o sală frumoasă, mare, unde ne întâlnim în fiecare sâmbătă și lăudăm pe Dumnezeu și strângem o comunitate de credincioși care se sprijină unii pe alții, care trec dincolo de dogmă și sunt o comunitate creștină care are și proiecte sociale, are și masă, are și... Încercăm să facem ce putem, vă așteptăm împreună cu noi, mâine, chiar mâine. Dar dincolo de treaba asta, Dumnezeu când va veni, Domnul Hristos, așa cum zice crezul creștin, și iarăși va să vie cu mărire și slavă ca să judece vii și morții, a cărui împărăția nu va avea sfârșit, când vine Domnul Hristos, nu va alerga, nu va pune îngerii săi să zică, ia dă registrele comunităților aici, să citim de la ortodoxi așa, cine e pomenit aici, de la catolici ăștia, de la adventiști așa, de la penticostali, nu asta va fi situația, ci situația va fi altfel. Veniți binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită la întemerea lumii. Căci a fost în temniță, ați venit pe la mine. Am fost flămând, dar să mănânc. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și m-ați vizitat. Doamne, când? Ei, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unele dintre cei mai neînsemnați frații ai mei, mie ați făcut. Plecați blestematilor în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolul și îngerul lui. De ce? Păi simplu. Am fost flămând, nici nu v-a păsat. Mi-a fost sete, habar n-ați avut. Mi-a fost rău, am fost bolnav, am fost căzut între tâlhari. Ați trecut pe lângă, nu vă demintesc cu așa ceva. Dar când? Când n-ați făcut aceste lucruri. Deci lucrurile sunt foarte sensibile. Noi punem foarte mare accent pe doctrină, pe teorie. E bună, însă trebuie să luăm hotărâri în viața noastră ca să devenim creștini autentici, prin acțiune. Prin a ridica pe cel căzut, prin a ajuta în mod efectiv pe cei în nevoie. Și lucrul ăsta transcende o denominațiune și ne pune în brațele lui Dumnezeu. E foarte important să avem și credința corectă, dar și acțiunea și fapta corectă. Ce vrea să zică cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa despre cei aleși, cei 144.000? Subiectul celor 144.000 l-am mai dezbătut în mai multe seri împreună aici. Cei 144.000 sunt prezentați în două capitole din Apocalipsa, în capitolul 7 și în capitolul 14. În capitolul 7, cei 144.000 sunt prezentați ca un răspuns la ultima întrebare din capitolul 6. Care este ultima întrebare? În capitolul 6 zice că vine Domnul Hristos și unii vor alerga la stânci la munți și vor zice stâncilor și munților cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui atotputernic, căci iată a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Și la răspunsul la această întrebare, cine poate sta în picioare, capitolul 7, zice, apoi am văzut
pe cei 144.000. Deci oamenii aceștia pot să stea în picioare. Oamenii aceștia sunt cei care vin din necazul cel mare. Ce înseamnă cei care vin din necazul cel mare? Din ultima persecuție cumplită care se va naște pe pământ în zilele finale ale istoriei. Timpul strâmtorării. Prorocul Daniel spune despre acest timp că va fi un timp cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. De în capitolul 12, versetul 1, spune că atunci se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Adică atunci când vine Domnul Hristos, va culege pe aleșii săi dintr-un timp teribil de persecuție și strâmtorare. Cine sunt aleșii? 144.000. De unde? Din semințiile fiilor lui Israel. Și dacă ne uităm la aceste seminții, vedem că lipsește seminția lui Dan și seminția lui Efraim. Teoretic, ar fi trebuit să fie în locul lui Dan unul dintre copiii lui Iosif, Manase, de exemplu, dar în locul lui Iosif putea să fie un celălalt copil al său, Efraim. Și Iosif nu s-ar fi supărat, pentru că niciun tată normal la cap nu se supără atunci când copilul reușește. Doar că Iosif îi ocupă rolul lui Efraim și în momentul în care studiem problema profund ne dăm seama că acest număr de 144.000, care înseamnă 12 ori 12.000, nu poate să fie un număr neapărat real, 143.999 plus 1, ci este vorba despre o elită de oameni care trăiesc fără minciună, în a căror viață Duhul lui Dumnezeu și caracterul Tatălui s-a manifestat pe deplin, așa cum zice Apocalipsa capitolul 14, zice că ei vor avea scris pe frunte numele Său și numele Tatălui Său. Asta înseamnă că au fost sigilați cu Duhul Sfânt și ei au trăit caracterul lui Dumnezeu în viața lor. Și mai spune ceva, această înșiruire de numere, că în cerul lui Dumnezeu nu are loc idolatria. Seminția lui Dan și seminția lui Efraim se remarcă prin dorința aceasta de idolatrie. Efraim s-a lipit de idol, lăsați-l în pace, zice la un moment dat. În casa lui Dan, în seminția lui Dan, și-a făcut cineva o preoție separată. Dumnezeu vrea să ne atragă atenția asupra închinării adevărate. În Apocalipsa sunt 7 biserici, 7 trâmbițe, 7 sfeșnice, 7. Ziua 7 este ziua închinării. În Apocalipsa se pare că va fi un conflict cu privire la închinarea adevărată. De aceea și cei 144.000 dintre semințiile fiilor lui Israel e posibil să nu fie chiar dintre evrei de astăzi, pentru că semințiile nu se mai cunosc, ele s-au amestecat. Dar cred că e vorba despre Israelul spiritual al lui Dumnezeu, din care sperăm să facem parte și noi, ca niște altoiți la pomul numit Israel. Și spun că nu este un număr real, pentru că părerea mea este că va fi mai mult decât 143.999 plus un om răscumpărați din totalul de miliarde de oameni. Pentru că, zice în versetul 1 din capitolul 7, și-am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiți. Iar apoi, zice Ioan, apoi m-am uitat și am văzut o gloată mare pe care nu putea să o numere nimeni. Deci se pare că e vorba despre aceeași parte, cei 144.000 de fapt sunt această gloată mare care nu putea să o numere nimeni. Prima dată am auzit, apoi m-am uitat și am văzut această gloată mare. Deci e posibil ca această auzire și vedere să se refere la aceeași categorie de oameni. Ei îl urmează pe mielul unde merge el, acestea vin din necazul cel mare și au spălat hainele în sângele mielului, sunt oameni iertați, răscumpărați de pe pământ. Cam aceasta este ideea cu cei 144.000, o elită a lui Dumnezeu, dacă vreți, care va reuși să răzbată persecuțiile din timpul sfârșitului. Evelina, săptămâna aceasta m-am bulversat puțin auzind de fapt că războiul ruso-ucrainean a depășit deja 1000 de zile, Evelina.
1000 de zile. Timp în care se pare că au murit peste 1 milion de oameni. Peste 1 milion de oameni. Rachetele se aruncă acum de o parte și de alta, să vedem ce face domnul Trump când vine, sperăm să oprească cumva războiul ăsta, să fie un armistițiu, da. Să nu se mai spune. Dacă îmi permis, da, chiar acum când înregistrăm emisiunea, este joi seara și am primit că Vladimir Putin a anunțat că războiul din Ucraina are acum o dimensiune, de acum o dimensiune globală și aruncă amenințări. Da, sperăm că până dăm noi emisiunea asta să nu fie ceva și mai grav. Ce vreau să spun este că ne-am învățat. Ne-am învățat, ne-am obișnuit. Am o prietenă care tot îmi trimite filmulețe cu ce se întâmplă în Ucraina. Mă doare sufletul. Vor veni vremuri grele peste lume. Nu știm dacă acesta este războiul din Daniel, capitolul 11, care spune că războiul va dura până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. Nu știm. Știm doar că va fi un timp de strâmturare când n-a mai fost de când sunt neamurile. Eu cred că nu suntem pregătiți pentru acest timp de strâmturare. Eu cred că atât de amară va fi suferința, nu numai din pricina tăierii privilegiilor consumerismului, pentru că noi mergem în magazin, cumpărăm ce vrem. Și îmi pun de multe ori problema, dacă n-aș mai putea cumpăra ce vreau, oare cum aș putea trăi? Că n-am nimic în grădină, am o grădină de 150 de metri pătrați, n-am reușit să-mi pun nimic în... Abia am reușit să tai iarba, crede-mă. Și peste iarnă, peste toamnă, cum a rămas cam netăiată. Dacă ni se tai robinetul acesta, vor fi vremuri grele pe care nu știm cum le vom gestiona, dar noi trebuie să fim pregătiți pentru aceste momente, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne pregătim spiritual ca să nu cedăm în fața unor presiuni de genul acesta care pot să ne determine să mergem în rând cu lumea. De aceea, acesta este timpul pentru consacrare, pentru rugăciune, pentru a înțelege istoria, vremurile pe care le trăim. Ne primim inima înaintea lui Dumnezeu ca să putem rezista în ziua aceea. Dacă unii pastori sau preoți nu au primit suficientă lumină și înțelepciune și nu au înțeles tot adevărul din Scriptură și învață pe oameni atât cât au înțeles ei, se fac vinovați că îi duc pe oameni în rătăcire? A întrebat Adriana. Adriana? Da. Doamna Adriana, fiecare om e cunoscut în mod deplin doar de Dumnezeu. Dacă eu, în calitate de lider, să zicem, cunosc adevărul, sunt convins de adevăr și învăț pe oameni o rătăcire pentru că mi-e mai comod din punct de vedere al salarizării și al instituției pe care o reprezint, am o mare vină înaintea lui Dumnezeu. Dar sunt foarte mulți oameni care au un soi de orbire în legătură cu anumite subiecte. Un soi de orbire. Sunt oameni buni, târâți de malaxorul acestei lumi cu îngrijorările ei și nu-și pun foarte multe probleme. Dar fii atentă, Evelina. La fel ca și Pilat, care l-a văzut pe Domnul Hristos și și-a dat seama că se află în fața Maestății Cerului și s-a îngrozit în momentul în care și-a dus aminte și de soția lui care i-a zis să n-ai de-a face cu neprihănitul acesta. La fel ca și Pilat, unii dintre lideri vor fi conștientizați de Duhul Sfânt în conștiința lor. Vezi că această cale nu este bună și trebuie să ai calea asta, aici, pe care ți-o deschide Dumnezeu. În funcție de răspunsul conștiinței lor la acel moment de iluminare teribilă care va fi în viața oricărui om sincer, în funcție de asta ei vor fi vinovați sau pierduți sau mântuiți. Argumentul ăsta pe care îl spunea un vecin bunicului meu care a murit de mult și pe care eu nu l-am ajuns în viață, dar povestea mama, argumentul acesta... Vecinul era prezbiter într-o biserică din localitate și îi spunea: măi, dar ce o să zică frații mei care le-am predicat 40 de ani, acum dacă eu... argumentul ăsta nu o să țină. Ce o să zică... Nu. Când cunoști adevărul, când Hristos îți cuprinde inima, adevărul îți este mai scump decât poziția socială, decât slujba pe care o ai și chiar decât viața.
Sunt oameni care au renunțat la tot de dragul adevărului. De aceea, Dumnezeu evaluează în ce sens unii oameni sunt convinși sau să nu sunt convinși sau știu sau nu știu. Unii zic, da, domnule, aveți dreptate, da, pentru asta n-am de gând să stric rânduiala pe care am clădit atâția ani și ce o să fac acum? Unde să mă duc? Prietene, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii, în care era întrupată toată plinătatea dumnezeirii, a crezut că nu este un lucru umilitor să fie tâmplar, să tragă la rindea. Nu cred că este vreo muncă prea umilitoare. Și eu cred că atunci îl pui pe Dumnezeu în față, când păstorul cel bun merge înaintea ta, picioarele lui bătătoresc spinii ca să nu mai fii înțepat niciodată de ei pe cărare și tu poți să mergi pe urma Mântuitorului. Da, poate renunța la un salariu de 5.000, de 7.000 de lei, la privilegii. Dar chiar dacă va trebui să lucrezi cu ziua, când adevărul cuprinde inima unui om, acesta va naște decizii chiar furibunde în viața acestui om și care va iubi pe Hristos mai mult decât orice pe lumea asta. Și au fost oameni care au făcut asta și Dumnezeu nu i-a lăsat. Și sunt oameni care vor primi această lumină a Duhului Sfânt și se vor îndrepta spre adevăr. Aș dori să explicați Ioan 20:23, unde scrie: celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Este adevărat că un om, fie el chiar și apostol sau preot, poate ierta păcatele? A întrebat un telespectator. Da, Evelin, dacă tu îmi ierți mie un păcat pentru că eu m-am enervat și ți-am spus niște cuvinte grele, tu mă ierți, păcatul acesta va fi iertat. Da? Dacă tu îl ții pentru că eu nu-mi cer iertare și nu te iert toată viața, dar eu nu-mi cer iertare, acel păcat poate fi ținut. În contextul acesta, da, cred. Însă, ca un har special pe care are un om, eu detașat de toată problema ta, tu vii și mărturisești un păcat al tău și eu zic, ești iertată, fiica mea, ca eu să am puterea să te dezleg și să îți ierte Dumnezeu păcatul pe care îl mărturisești mie, în loc să mărturisești celui pe care l-ai rănit, chestiile astea nu există în Sfânta Scriptură. De aceea este bine să avem un moment de confesare față de cel pe care l-am rănit, indiferent cât de, cât de puțin contează pentru el. Tu fii sincer și fă-ți datoria. Și dacă faci treaba asta, e problema lui mai departe ce face. Dar știi, treaba asta nu este... Evelina, știi ceva? Dacă ți-am greșit, trebuie să mă ierți. Acum e treaba ta. Dacă. Nu este aceasta atitudinea bună. Da? E vorba despre o atitudine reală, smerită. Uite, știu că am greșit... Specific. Specific. Nu am vrut să te supăr, pare rău. Te rog să treci peste treaba asta. Vreau să... Înțelegi? Uh-huh. E o atitudine bună. Deci, cred că se referă la această relație personală pe care poți să o ai cu un păcătos care îți greșește, tu greșești la rândul tău, și nu la un har pe care la apostolul îl primesc. Tu ai văzut niciodată apostolul Petru nu zice iertate vă sunt păcatele? Nu. Și zice pocăiți-vă dar pentru ca să vi se șteargă păcatele. Eu n-am puterea să vă iert vouă păcatele. Pocăiți-vă. Da, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Adică n-ar fi fost pentru Petru ușor să facă așa, cum face Benny Hinn, așa cu haina, să-și rădea și facă toți cei care cădeți pe spate, aveți iertate păcatele. Nu se întâmplă chestia asta în Sfânta Scriptură.
După un an de la căsătorie, soțul devine violent și își bate soția. Acea femeie este condamnată să rămână în căsnicie toată viața? A întrebat un telespectator. În general, oamenii care se află pe margine și care n-au trăit o astfel de dramă sunt gata să spună, domnule, singurul motiv de divorț este adulterul. Dar el nu te înșală, el doar te bate. Întrebarea este, bătaia nu este cumva o înșelare a tuturor așteptărilor tale? Sau altfel să pun întrebarea, Evelina. Până când moartea ne va despărți, înseamnă până când mă va omorâ? Asta înseamnă. O doamnă, împreună cu două fete, hotărăște să se mute din locuință pentru că individul o bătea. Și s-a mutat într-un loc necunoscut. Dar mai avea de făcut niște lucruri în apropiere de fosta locuință. Și când colo, la o coadă, cu cine crezi că se întâlnește? Cu soțul abuziv. Creștin. Bine văzut în biserică, Evelina. Care se duce la ea, îi zâmbește și zice pacea Domnului. Deci uite așa îi zice, pacea Domnului. Ea, săraca, se uite la el și zice pacea Domnului, întinde mâna, ăsta ia mâna, i-o sucește la spate și rupe un deget. Biserica o exclude pe ea pentru că a plecat din locuință pentru acest sfânt care vedea foarte bine în fotografie. Asta e planul lui Dumnezeu pentru viața de familie, pentru căsnicie? Asta e ceea ce ne dorim? Asta este... Nu, frate, zice, dar când vrea să te bată, ia-ți o rochie frumoasă să aibă plăcere să te bată, să fie cu rochia aia frumoasă. Ce vreau să spun în esență este că fiecare situație se... discută în particular și cred că trebuie făcute toate eforturile din lume pentru ca orice căsnicie să poată fi salvată. Dar mai spun un lucru, dacă doar unul dorește ca această căsnicie să fie salvată, nu se poate salva. Trebuie amândoi să-și dorească lucrul acesta. Și în ziua aceea, Dumnezeu va arăta cum în foarte multe familii se întâmplă și s-au întâmplat abuzuri și se va da cortina la o parte. Și se va vedea cine a fost vinovat și cine n-a fost vinovat. Există un psalm, Doamne, mai știu cum se numește, dar pot să-l caut. Te rog. Mai avem timp? Nu mai avem timp pentru o întrebare oricum, dar trebuie să caut acest psalm. Un minut, zice, gura lor este ca smântâna, dar în inimă poartă războiul. Ia uite, am găsit. Psalmul 55:21. Gura lor este dulce ca smântâna, dar în inimă poartă războiul. Cuvintele lor sunt mai alunecoase decât un de lemnul, dar când iese ele din gură sunt niște săbii. Ai întâlnit oameni din ăștia? Să nu fim așa, frații mei. Și întotdeauna să numim răul rău și binele bine. Pentru că așa ne-a învățat Dumnezeu. Și să facem tot ce este posibil ca să salvăm orice familie care se află în derivă. Observați că nici brățara aia pe care o poartă infractorii și care nu le permite să se apropie la 50 de metri de casă nu prea slujește la nimic. Că dacă dementul vrea să o omoare, o omoare cu tot cu brățara respectivă. Până vine poliția și se sezează că s-a apropiat mai mult de 50 de metri, el o omoare. Și sunt atât de multe cazuri de genul acesta. De aceea să nu tratăm cu superficialitate această problemă, să ne dăm tot concursul ca orice familie să fie salvată, în același timp să nu
favorizăm pe abuzator, indiferent cine ar fi el. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Îți mulțumim mult, Cornel. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați rămas alături de noi. Suntem Evelina Bevis și Cornel Dărvășan. Ne revedem săptămâna viitoare, vineri seara de la ora 21 pe A7 TV. La revedere! La revedere! Emisiune susținută de Asociația Maurer for You.